Bună ziua, bună ziua! Salut! Bună seara! Suntem live chiar acum pe OMTV, pe forță, rupe, sparge, bem, se știe, pe ferie. Dar ce nu spui, mă, cum ați aduc eu niște ecrane? Haideți, băieții, să începă nebunia! Ne, unde, mă, cu Xanax? N-avem, că am luat două. Hello! Ce face Bună. Fata? Forță aici, pe ferie. Ce este? Sunt băiat. Ești băiat? Na. Jură-te! Nu-i băiat. Du-te! Și eu eram băiat când eram mai mic, dar m-am transformat. Ia uite! Se băi, pare că, vieta, ți se pare că sunt eu băiat? Taci Doamne puțin. Ferește! Ești băiat? Băi, dar zici ce faceți? Mi-ați dat să vrei? Avem? Avem! Băi, ce ți-ai? Mi-a arătat, mă. Dar ce să ce-am arătat, mă? Și eu sunt fată. Ne transformăm. Eu sunt lesbian. Eu sunt lesbian. Așa, îmi plac femeile. Mișto, ne potrivim, avem ceva în comun. Mișto ochelari albaștri, adevărat. Da? Deci pe amândoi ne atrag femeile. E un lucru bun. Pe toți cinci, adică. Păi ce, ție nu-ți plac fetele? Ție nu strâmba. Tu. Aolo, Gucci, asculti BTS? No. Ce? Ce ascultă BTS, coreeni de aia tâmpiți, mâncați-și. Bisexual de aia. Băi, dacă n-asculta așa, trebuie degeaba, bă. Ai! Nu, eu ascult Fuego, îmi pare rău. Ei, să mă bag. La biserică cu el. Atât. De trei ori pe zi pun aia cum podobește mamă brată. De trei ori pe zi. Până nu la orgasm ajung. Psihologic. Unde-i fugit? De cinci ori e... Nu, că dacă rămâneți cu noi, vă cați pe voi de râs. Stai să omor musca. Masca e mișto. Masca e mișto, adevărat. Kitty Cat, tu ești. Ia uite, ești măritată, ești aia. Ai deget, nu m-am mințit pe mine cu asta, ai deget. Are deget. Ia uite, are deget, nu toți avem degete. Nu este măritată, este doar rezervată. Corect. Ba da, cum să n-ai voie? Doamne ferește! Am zis noi ceva. Doar socializăm, nu? Corect. Da, nu crezi cum mă măiesc. Păi la 30 de ani. Te măriți când vrei tu. Nu, că n-ai implant, nu? Cum să stea? Câți ani ai? 13. Nu. 12. Cum 12, mă? Nu, 16 are. Nu. 19. Da. 19 sau 15? Nu, 15, frate. 15? Eu își dau seama cu el. Aaa, ce drăguț! Ce coincidență! Deci vă asemănați la buletin. Corect. Dacă vezi și fața mă în buletin? Are și buletin, l-am văzut eu. nici nu știu da, cum da, da. Nu știi tu, dar știu eu, nu contează. Știi unde e buletinul meu? Da. Să-mi zici și mie. Acasă. Pare mai mare. Cine pare mai mare? Păi da, că sunt înalt, uite, vezi? Așa nu e. Păi nu e, este mare, are 1,77 m. 78. Am mai crescut cu un metru. Un centimetru. Așa, un centimetru. Crește, ăsta nu știu ce... 1,50? Ia. 1,60. Ai 1,60? Mai mult. 1,65. 1,80. 1,70. A, e bine. E bine, de pentru unde că ești? El are 1,77. De unde ești? Din Suceava. Au. E aproape. Da. E aproape de București.
Turceni, nu sunt prost, mă, sunt polițist. Da, mint. Nu sunt polițist. A fost 16 ani. Nu. Am rămas la studio ăla. Noi suntem aproape de tine, suntem în București. Da, adevărat, la vreo 400 de km. Dar suntem aproape cu sufletul, am văzut. Mișto, adevărat. Am vrut să fac așa o... Băi, ți-o mor până la urmă, să moară Jackson, dacă nu mă dă ăștia în criminal. Da, nu? Las-o, mă, că o cunosc de mică. Îi cunosc părinții. Fii atent ce bucată îi dau. Nu o omoră. Dar nu, că curge pe aici, las. Da, vieți scriitori, să română. Nu mă lasă pe România, că asta e singura limbă cu care mă înțeleg. Ok. What? Can you repeat me? Name to Don Romano. Name to Don Romano. Where from? Romania. Oh, very nice. I'm from England. I'm here in a trip. Yeah. Do you understand me? Yes. Dar de ce nu înțelegi alte limbi? am dat atâtea limbi că nu mai înțeleg nimic. Cuilul ăla am putea să cam rânjește. Nu mai contează. Nu zici ce pasele aia din mijloc. Băi, am bătături. Nu, frate, că eu sunt fisul. Ăsta e fimiu. N-am cum. Ai greșit tu aici. Ai greșit persoana. Ai greșit adresa. Băi, frățică, te cred că te-am făcut cu limba trecătă. Băi, nu știu cu ce m-a făcut, dar... A participat activ, inclusiv. Hai, să fie fitu. S-a funcționat. Că ai limba. Bă, de ce ai bătătorii limba? Dar ce are? Bă, și tu ai la vreo cătăgătă? Nu, frate. Că e mic. Ok, am o întrebare. E mic. Lasă-a serios cu ochiarea, zici că e doctor docent, e unchiu? Cine? El? Eu un vecin. Dumnezeu. E YouTuber, vezi că apar pe acum. E posta mea soție. Vezi că apar pe live. Vezi că ești live. Ok, salut, David. Ești live. Ești vedetă. Păi normal, mă, frate, că vorbesc cu voi pe live. Nu, mă, cu aia ești pe live. E live pe YouTube. Mi-am dat seama. E și pe YouTube și peste tot. Dă-mi canalul să mă abonez la tine. Vezi că are un nume de ăsta de tâmpit. Bă, pe cine faci, mă? E nume șmecher. Ui, stai că am scris greșit. Garul Nangu. Dar fără... Unul acolo sau fără. Fără, Garul Nangu și atât. Garul Nangu. Nici eu nu știu numele ăsta. Dar inventat așa, cred că era bea. E... Nu știu să zică Galu Gangu, a zis Galu. Cred că a vrut să fie Garul Lungaru. Nu, nu, Lungaru, bă, da, da, șarpele! La 13 cm e lung. Bă, pe scar cu țipă aici. Ce, ți se pare lungă, mai tăie? Tata e... Ai burtă de la bere. Cine, eu? Aoleu, mâncați și gura ta burtă, știi ce investiție e aici? E muncă mult aici. Tine și fiul tău după, pe urmele tale cu brătica. Bă, nu, frate, uite, eu sunt slab. Ăsta e stinghe de dragul. Ăsta e așa slim. Da. Nu-mi place, frate, berea, nu beau decât... Fit. Decât Bucovina beau. Aaa, păi despre ce vorbim, mâncați aici gura ta? Haine. Dar e bună, e bună. Băi, da, știu, Haine, da. Bei Pepsi? Nu, că mă mai sexy deja. E nu, cola, bă. Bei Pepsi, cola. Stai să reglez dioptriile. Coca-Cola. Ilie vlog, Coca-Cola. De unde sunteți, din Rusia? București. Precis. Colț cu București. Tricou e din Rusia. Berceni, power. Aia zic și eu. Forță. Păi și noi tot din Berceni. Noi suntem popeșteni. Din Leu. Popești de Ordeni, eu sunt Piața Reșița, nu coace. Aaa, ce vorbești nevastă mea din apărături? E bine de tot. Și-a stat aproape toată viața față-față cu cimitirul la Big. La Belu? Nu, nu, la Big, la Big. Cimitirul. Pe noi la Ghencea, mă. Aaa, ăla... Ăla, ce e la Ghincea, mă, sau Belu? Ce Ghincea, mă, la Big Berceni? Lasă-mă, la Big Berceni, știi că e cimitirul ăla pe Berceni. Ăla de lângă
Așa, e. Acolo a stat aproape toată viața și după aia a stat în apărături. Lângă Metin. Acolo stai în Popești de Orde. Da, s-a măritat cu moa și stă în Popești acum. E, Popești. Eu am stat în 13 septembrie. Și în Ferentari. S-a măritat cu moa. Care moa? Cu J. Băi, băi, sunteți pe invers? Băi, bă, nevastă mea, vorbeam de nevastă mea. Am zis că moa. S-a măritat cu moa. Nu. Cu moa în franceză înseamnă, frate, cu mine. Mie îmi plac fetele. Mie îmi plac fetele. Nu sunt. Nu. Ție, da. Auzi? Cu moa înseamnă cu mine, în franceză. Dau poți să le mă dați seama. Mă duc să dau noroc un prieten care a început să facă figuri. Știi despre ce vorbesc, da? Gogo, du-te să-l mai știu. E Caterin Căpă, frate, dacă stai cu el o zi, te cași pe tine, dă-l-s. Nu, stai, nu știi că dacă îl aduc și pe el, sunt, zici că sunt frați și eu. Înseamnă că se înțeleg bine dacă e așa, Caterin Căpă. Da, și te-ai mirat de asta fără dat. Că se mai găsește o dată, dar nu știu cât timp, un părinte. Băi, am o întrebare. Te-am bătut vreodată, dai tot? La 5 ani. O singură dată? Da. Acum ai ocazie. Ia, ne dă cu ceva. Mă, wow, pune super cu pe scaun. Na, hai că stăm pe canapea. N-avem. Bă, nu murdăriți mie așa. Pe canapea, nu? Pune de aia. Nu, lasă, nu aici acasă. Pune într-o farfurie pe asta, dragi, eu iau. Frățioare, ce crezi că am pățit mâncația și gura ta? Ia. Băi, accident. Nu, frate, m-am mușcat de mână, am vrut să-l scol la pișat. M-am mușcat de mână, mă, dragoți, și tu. Șarpili! Șarpili! Băi, mă duc să dau și un șarpili, mă. Evin. Mă duc să-l văd pe Vasile. Vasile, mă! Păi el nu-l mușcă, că n-ai... Păi el nu-l mușcă, îl suge, că n-are dinți. Am să-l muști și n-a avut din la gingin. Bosule, tu lucrezi în armată de glume despre la tine? Am lucrat. Ai lucrat unde? La B2? Nu, la Rahova. Ai înțeles unde? Carpili! Haide! Yellow, wake! Băi, pula mea s-a terminat cu berea. Cât ai băut până acum? 4? Stai, Zenu! Fecșuiu! Fii atent, caută pe Karma Zenu și Feng Shui. O știe, taxi! Ce? Taxi, trupa taxi, ce de... Nu, de la folk, frate. Pe aia nu știm. De la ce? De la folk, frate. Ce e? Stai, mă, că caut eu, Karma Zenu și Feng Shui. Păi cum dracu, trupa taxi, cântă melodia. Folk, capa, frate. Folk? Folk, capa, frate. Da? Nu. De la făcerea-i spume. Nu. Este prescrutarea de la făptule dulce. Băi, am și o întrebare. Zi. Cu ăla micu vorbesc. Zi. Stai că tu e obișnuit să dea scârțuri cu mașina ta și când râde dă scârțuri. Da. Dau și pârțuri, numai scârțuri. Să vezi după ce mănâncă fasole, mâncate. Că nu mai mă ține sub apa. Orice dă, orice. 16 ani la pușcărie, de unde, dracu? Bă, nu înțelege greșit, n-a făcut pușcărie. A lucrat. Da, bă, da, mi-am dat seama. Ce? Bă, ți arătam o poză, nu poți să o luăm pe tot. Stai așa. Am înțeles aproape nimic. Aha, tu ești? Da. Cum te cheamă? Alex. Pe Facebook mă refer. Dacă ai zis că ești live, nu poți să-ți dau Facebook-ul pe aia. A, adevărat. Corect. Vezi? Te-am învățat părintea prostii. Nu, poate mă mai gândesc. Ia uite. Am dormit lângă priză și m-a tras curentul. Bătrânețea de la Teo.
Da, 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 de la teuri, de la lanțuri, da, Bila. Stai mai și am unde ne băiești, nu. Eu aici, pe care nu tu poți. A. N-are mult, are 44 de ani. Stai că păi da. O fi fost colegi de clasă. Păi nu, că tata e din Craiova, s-a tot cu... După aia s-a mutat când el e din Brăila. Hă? El e din Brăila. Aoleu, ești moldoven? Nu e. Sunt născut în Brăila, nu. Stai că nu știe să vorbește. Nu știe să vorbește românește. Păi și dacă ești din Brăila, ești moldovean? Nu. De ce ești brăilean? Regat. Hă? În țara românească. Brăila este în țara românească. Conform geografiei care am învățat-o la școală. E în țara românească. Regatul sau țara românească, așa era. Așa se numea în istorie. Nu e moldovean încă. Înțeleg? Nu. Când mută ăștia Brăila mai încă? Brăila. Brăila e... Ia. Ia consultă tu internetul. Deci. Ce... Nații de oameni? Sunt jumate moldovean și jumate răgățean. Așa. Adică mama, Dumnezeu s-o ierte, era brăileancă și tata este, era din Vrancea, moldovean. Și eu sunt bucureștean. Ca să înțelegi. Hai să zic cu ceva. Da. Mie o Wikipedia lui Gargelo. Ce zice? Că ești muntean. Eh, regatul sau Muntenia sau țara românească e același lucru. Păi ești muntean, nu ești moldovean nici dobrogean. Ba da, nu. Jumate, pe, după tata sunt moldovean. Da, pe după tata tu ești moldovean. Da. Pe după tata sunt oltean. Ai înțeles? Eu asta îți spuneam. Tu mai ai înțeles pe mine că după tata sunt oltean? Da, corect. Și după mama știi ce sunt? A. Moldovean. Atât. Aaaa, jumate, jumate, combinația perfectă. Știi cum se numește? Știi cum se numește? Transbobinat. Exact, forță. Și clar, ai terminat liceul? Forță, pe felie. Ghicești unde am trăit, că acum stau în București, dar ghicești unde am trăit 18 ani și nu mai fac. Zală. Nu. Craiova. Nu. Nu, undeva până Ardeal. Bravo. Undeva până Ardeal ai trăit. Cluj. Sim. Sibiu? În Sibiu, undeva, da. Mi-am deci dat era Craiova? Adică nu, ca să fie treaba completă. Forță. Înseamnă că știi ce forță. E palinca acolo și astea. Forță, forță. Știi ce e palinca acolo, nu? Cătălin i-a zis, forță pe ferie, se știe, ua! Nu, cu palinca, cu alea. Nu, federal, nu totul că se zice. Totul că în Sibiu nu. Nu, vezi că palinca. Nu. De la Cluj încolo era cu palinca. Știi cum? Tu te la Cluj încă nu înțelegi cum vorbesc. Frățiuer, eu numai ca și sânge sunt brăilean și vrâncean. Că de alminteri eu sunt crescut și trăit numai în București. Asta de 13 ani. De alminteri sunt crescut și trăit numai în Sibiu până acum. Deci eu am stat... 13 septembrie. Am stat în drumul taberei din 79 până în 88. Și tatăl a stat prin drumul taberei. Și din 88 până în 2001 am stat în 13 septembrie, zona 1 a Bucureștiului. Și după aia am stat în Și după Rahova, aia, după aia am stat în Rahova, după aia am stat în Ferentari. Opa! Bine! 6 mâncate aici. Omegle. Gagica ta sau Omegle? Omega. A, e bine. Ne-a luat, gata. Da, pe și pe gagică mea tot pe Omega, am găsit o frate, stai. Da? Unde? Eu. Lasă-mă că am găsit și eu o nevastă pe Facebook. Știi de unde e? A? Din Hunedoara. E aproape aici, e... Și te vezi cu ea sau? Nici nu m-am văzut cu ea până. 18 ore. Păi atunci de ce să suferi frate după aia dacă nu te-ai văzut cu ea? De ce nu sufeream? Nu, zic, dar dacă te despari de așa asta, n-ai de ce să... Da, după asta să mor de nu mai ajunge până la bancă. Oooo, mamă, ce? Da, balcoanele. E tot aia. Am avut și o gagică de pe Omega la anținut 2 ani relații, din Brăila. Stai așa că mai am una. Elena aia, știi ce zic. Unde n-ai băie și fulgi? Bă, dar cât e că aici ai avut de pe Omega?
Câte gaci? O grămadă. Am avut și eu o gacică în Brăila. Am avut și eu... Zi. Două. Care erau din București, bineînțeles. Am avut și eu o gacică în Brăila când eram eu mai mititel. Și până să-mi dau seama, 30 și ceva. Hai că tot deja vrea să intre la vorbire din minori ca acum. 20. 21. Cât zici care? 25. Are 14 ani. Ce mă? Băi, lasă-mă, ce dracu? E bunăciune cu aia. Nu mai e bună. Nu. Lasă-mă că merge la mine. E pedeapsa mare, e pedeapsa mare. La mine merge, că iau decât 2 ani. Nu mai mult. Eu nu vreau nimic. Păi da, mă, frate, dar și la mine la fel de pereu asta mare, că eu am 20, fac 21. Ce ai făcut, mă? La tine, bă, la voi nu merge, la mine merge. Mulți înainte. Nu am nevoie de așa ceva. Păi mă, frate, oricum, dacă vrea fata, vrea acolo la urmă. Adevărat, păi da. Știi când... Nu contează că nu vrea fata, vrea ea. Nu. Știi unde apar... Știi când apar reclamațiile? Când ai o lăși la vidă, să zicem. Nu. Când nu faci treaba cum trebuie. Ai prins lumina? Da. Când ai frate. Că nu e satisfăcută și cum trebuie? Pa sală, mă, cât ține mă? Eu? Da. Cine? Aproape 16. Pa sală? Nu. Nu. Să moară, Gibi, dacă nu ai bratul cât al meu la 20 de ani. N-are. A, pa aproape. Deci nu fac încă. Ce? O să mă apuc, a? Ce? Înălțime. 1,80 aproape. Da. Nu treci la înălțime până la 20 de ani. Cât ai? 1,82. Na, nu. Cam acolo se duce. Unde? Nu, vezi că deci de ori înainte știi cât aveam moșule, aveam undeva la vârsta lui, aveam undeva la 1,67. Tătuțule, dacă trece de 1,80 înseamnă că nu e Fimiu și atunci intru în panică. Păi de ce frate, că mă arunc în neam? Păi ascultă-mă, eu deja sunt cu un cap mai mare, tata. Păi și eu dacă mă ridic sunt mai mare cu un păi, cap. Păi oricum sunt, e așa se întâmplă. Păi oricum ești mai mic deja ca el. Da. Să nu te bată. Ia ridică-te, mă. Deci? Te-am bătut doar la cea mai bine, te-ai simt să te bată și acum. Adevărat. Bine, că de aici când vine, știi, nu e o problemă, că nu luăm omul la kilogram. Și mine, dar o singură dată te-ai luat în viața lui mine. Și aia a fost când am putut mai bine decât la asta la 18. Mă. După aia n-am mai. Până atunci nu. Mă. Și ani joacă, că mă fac cu el, își joacă ea altceva. Ai venit despărțiți? Da, de când aveam 5 ani. Eu, păi și la mine pe acolo, la 6, nu? 6. Dar la 6 sunt despărțiți. Și ăsta de la 6. Și la mine? Dar eu n-am avut probleme decât cu maică-mea, cu maică-mea vitregă. La mine? Cât e? Deci eu de maică-sa sunt despărțit de acum când avea el 6 spre 7, intra clasa 1. Deci, ce faci mă, frate, stai la tecă și nu mă da. Păi... Păi le-am mai pe data eu. Că mama mă bătea, el nu. Adică n-aveam nicio treabă. Și pe mine la fel, mama mă bătea, dar n-aveam cum să plecă, nu mă lăsa mama. Nu. Mie mi l-a dat legea. După când a apărut sora mea, a spus să duci la tecă. Eu aveam voie să aleg la 6 ani. Mie mi l-a dat legea. Ai voie să aleg la 6 ani? Da. Nu. Teoretic. Îți face decât... Îți face... Că... Audiere. Nu te cheamă... Te cheamă în audiere numai judecătoarea. Sau ca să vadă cu cine alegi sau cu cine prefect. Și îi pune... Ce? Probabil că instanța l-a considerat. Deci aia nu poți să ceri tu. Doar instanța? În instanță. Numai instanța. Instanța în sine, judecătorul, judecătoarea care te judecă, dacă nu este convins de anumite chestii... A, păi stai mă, că nu trebuia să se ajungă la asta, pentru că taică-mi mă urmă să la maică-mi eu că nu... E, păi vezi... Mai bine să stea cu mama. Am ce aici? La noi, instanța a hotărât că trebuie audiat. Zic că dacă stăteam aici în București, crede-mă că acum nu eram... La nivelul ăsta mic, de unde lucrezi acum? Unde lucrezi? Doamne, ce? Unde lucrezi? Zi comerț, chestii de astea și nu zi exact firma sau... Construcții? La stat. La stat. Ai grade? Da, de la Celsius. A.
Doar 37, n-am urcat mai sus. Sunt la nivelul la mine. Am înțeles. Pe mine Dumnezeu, Dumnezeu și viața asta m-a adus să lucrez pe șantier. Toate ai primit victorie. Ai înțeles? După, după o carieră de militar. Deja ai zis. Exact ce spuneam. Da. S-a întâmplat ceva. Dar oricum apreciază. Apreciază. Cred că vine. Păzea că vine. Cred. Gata, ne-a luat. A... E și cu ce câine ai, frate, să nu știi. Ișor? E un fel de două feluri. Da, ultima oară a mușcat online, da. Ca necorso să moare. Ca necorso cu ce? Cu Metis? Nu. Cu Metis? Nu, Metis. E Presto Canaria. Presto Canaria. Presto Canaria. E ceva de vânătoare, da? Nu prea le are cum. Vânează maxim. E ușa încuiată, mă, nu? Stai că pare ușa. Stai așa, mamă. Ai încuiat ușa, mă? Nu știu. Nu, dar am creat o urâtă pe oameni. Adă-ți! Hai, vină cu aia! Vină cu aia! Hai sus! Hai pe live, vină cu aia! Vină cu aia! Vină cu aia! Vină cu aia! Maia! Hai, lăsa-i, Timo! Hai, Timo! Aia! 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 De aici! Au! În gâtul mă, te dai! Dai la viruțe! Au! Nu, vină cu aia, ce când! Nu mușcă! Încetează, parcă ai fi de avea 2 ani! Nu vrea să apară în online. E. Pentru ce să apară? Să rămână, auzi. Să rămână, să rămână. Bună. S-a văzut o mână. Eu sunt bun. Ce ai făcut? E bun, auzi nimic. Unde ești, fă? Ce ai făcut? Mai... Am... Mă așteptam la Radicu să reacționeze și anotul. Hai la tati. Țin să menționez că am cea mai frumoasă și cea mai inteligentă și cea mai indulgentă nevastă de lume. Zice așa că e acum la nevine că nu e adevărat? No! Când o să vezi tu, când o să vezi tu că o nevastă își trimite bărbatul la băutură. Adevărat? Mă, atâta timp cât are încredere în tine, deci nu trebuie să are, mă are cea mai mare încredere. Păi, am mai văzut una, mă, mai te mi-a vitregat, că lasă pe azi, mai pe oriunde vrei el. Auzi? Zi. Hai că nu poți să zic că e doamna acolo. Ba, dar poți să zici orice. Să duci pe stomac. Să nu mă știi... Ce? Nimic. Hai, fac vină cu aș. Hai. Nu, poți să zici absolut orice că suntem super ok. Adică. Ce părere ai să mergi cu tatătul la curve? Cum la curve? Eu nici n-am fost! Eu nici n-am fost niciodată. E treaba lui. Niciodată n-am fost, în viața mea n-am fost. Stai mă că nu-ți lasă puriș, că n-ai mințit. Eu îi futeam amantele lui tata. Cum ar fi să o iau cu mai grave din ăsta? Maa, păi asta e o problemă. Oh, wow, stai că aici nu este exclus. De la altceva la nu altceva. Este exclus. Sunt niște tâmpiți de ăștia. Da, o, frate, că mă uit pe Neva, pe XNC și văd. Nu te mai uita. Da, băi. Nu te mai uita. Eu mă duc cu fata afară. Pa! S-a dus cu câinile afară. Era sigur că o să plece, că vede prea mulți. Hai băi. Nu. Vă las ca băieții. Vă las ca băieții. Păi și când se rodita pe tate fetiță? E fata, da. Da, e fata. Ok. Cine e acolo? Cine e acolo? Uf. Cum o cheamă? Maia. 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 Măițe, ia uite-te acolo. Unde-i tati? Maia. Ia vezi acolo. Ia uite-te Maia. Acolo. Maia, ce faci? Te strigă. Te strigă. Unde-i tati? Atât? Ce-i face, mamă? Cine-i mă, tati?
Se uită la mine. Ce e, mă? Fă ca pisica. Fă ca pisica. Pe asta faci. Așa. Unde-i, mă, tati pisica? Ia uite. Ce e tati de acolo? Tati stau aici, cred. Nu eu. Ce ai făcut, mă? Este membru a familiei. Da. Familia Bandi. Cuțul meu. Obligatoriu familia Bandi. Ca să nu spunem familia Adams. Adam, nu. Mă văd aici. Mă, fii atent că semeni cu aia, lași porumbiții să crească. Păi știu că eu fac reclame numai la necazuri. Am jucat, jucat în reclame la cimitirul Belu, la astea. Mă, tati. Da. Păi, vezi că era Bagă acolo, afișat. Băi, mâncați așa. Ai notat tu, eu nu știu văd în afară. Simt că mi se rupe apa, dar nu știu de unde se rupe apa, că păi, am o bere. Ăla acolo, te l-ai deslipit? Cred că vorbim de o oră și ceva sigur, că e 10 fix. Așa, și? Ai contoar? Pe forță, n-am stat niciodată să vorbesc dat cu un băiat. Am stat cu o fată. Vezi, poate e treabă pe Bogdan, că poate fi... Nici eu n-am vorbit cu un băiat atâta. Eu... Sau ai pus tu în telefon, n-ai dat mesaj sau... Eu de obicei cu băieții le făceam percheziții. Așa, pe aia, te-ai zis aia. Mi-ai stat o oră să concep pe un băiat. A zis că stă în Bercin. A, nu, că... Repede, nu... Nu stau. 5 minute și gata, nu? Da. 5 minute. Nu știu că n-am vrut să salut pe doamna, să rămână. Bună. Soție, eu nu sunt la magazin. Mi-a sărit picheta din mână. Ce? Soție, eu nu sunt la magazin. Mi se par cunoscut, dar nu știu de unde stă eu. Dar nu știu, am decât pe card. Ionuțe! Îmi dau prin Bercin pe la Piața Bistrița. Unde în Bercin? Piața Bistrița. Reșița. Reșița. Ah. Gata, te știe. Hai că... Te-a luat. Băi, eu... Aveți unde pe Emil Ramoviță. Dacă îi dau cardul, hai că îi dau cardul. Aveți unde pe cardul? În Reșița, la capătul trolebuzului, este nașa lui Fimi. A, deci poți vă acolo. Băi, te duc la magazin? Nepoțica este da, caratistă. Te duc la magazin? Chelule. A, ok, chiar nu înțeleg că vorbește copilul ăsta. Uite mă mai așa! Copile... O să-ți violez telefonul. Acum puteți să-mi spuneți. Zi acum. Stă la Reșița, la capătul trolebuzului, unde întoarce. 76. Da. Blocurile cu 4 nivele. Da. Păi eu stau pe armașul mic, pe la Moldoveni. Stă pe armașul mic la Moldoveni, acolo unde sunt Moldoveni. Tantantina, deci gata, te-a localizat. Gata, mâine nu mai ești din casă. Sticlă pisată, vei muri de ciroză. Ulcer perforat. La ce trebuie să fă? Stau bine cu fuga. Stai bine cu fuga? Și oricum, și dacă m-ar bate o doamnă, o femeie, în general, nu aș fi posta. No. Nici eu că n-am curaj, are niște mușchi. Nu că nu am curaj. Mi se pare nu s-a dat că t-ai de mai încoace, așa aia. Mi-e frică. Nu, mi-e frică. Na, că dacă e mai bună ca mine, ce mă fac? Păi... Nu e adevărat. Mă dau smart 2 și eu iau o freză? N-am cum. Cred că apără și cățelul. Cu cine stă mai mult? Cu mine. Păi eu am liceu, ei sunt la muncă dimineața. Câinele mă iubește pe mine, dacă încearcă să dea în mine, sare pe el. Da? Da. Au. Hii, au. Fie așa cu ai harfe de fedetă? N-are chef acum. Mă, dar are niște mușchi la picioare din spate. Cine asta? Da, cățelul așa. E metis între două rase puternice. Bă, lasă-i! Ce corso cane cu... Așa. Fără să stai nu pe pernă. Nu cane corso, mamă. Preso canarie. Așa, preso canarie. Cum? Preso canarie. Preso! Preso Canaria. Ai două secunde. Boxer tigrat.
O? Nu știu cum arată. Hai să vezi că seamănă cu asta. Bine, nu știu dacă să vă purici, că asta are purici. Laure, 15 kg de purici îți lasă aici. Pe nu, că iadul eu să... Ești? Aia! Dacă te uiți cum... Nu, stai... Ce ăla, eu am staff, ce e acolo? Nu, e presa canaliu. Preso? Presa. Presa scrie, presa canalia ta. Asta? Un certigrac. Da, ăla e. Ăla e, dacă te uiți la fața ei. E corcit cu... Boxer tigrat. A, cu mastiv? Nu. S-ar putea, nu știu, e între două rase. Dacă te uiți la poziția ei când stă așa, e Presto Canaria. Și la mușchi. Păi și boxer tigrat la fel, mamă. Cu mastiv, cu mastiv seamănă cu ea. Da. Da. Deci e cu mastiv. Da. Ei sunt câini de pază, știi, nu? Deci, nu vrei să știi. Orice mișcă pe scară, orice mișcă pe scară, latră de... Te rupe în două... Mai avea puțin tot și rupea ușa. Tot ce intră în curtea blocului e jale. Sau ce se apropie de curtea blocului. A, uite, e cu metiș, docartivian. Da. Vezi? Metiș. Uite, am văzut acum, de vânzare pe Olix. Ce te uiți așa la mine cu ochii aia bulbucați? Ce nu spune? Nu cald. Ce cald? Nu te-a cumplit pe Olix, te-ai ieșit. Ai ce cald? Ia dă-te așa că pornim ventilatorul. Apropo, mi-ai pus și mie aia la ventilator? Aproape nu. Aproape nu? Da. Bine. A, și nici nu-i place. Partea la soare că nu mai începea, o să-i bea apă la câine. Nici care? Apă la câine nu avem. Uite, dai pe Pepsi. E Pepsi aici. Pepsi, apă de la robinet. Apă de la robinet. Băi. Da, voi pe site-ul ăsta până asta de mine ați văzut șarpilii? Da, uite. Șarpilii! Să moară Gibina dacă nu l-am văzut două secunde la unul. Da, bă, frate, și-a dat next. Stop. A greșit poziția la cameră. Bă, frate, că sunt o grămadă și nici n-a pus redire. Mai ales seara. Bă, tu n-auzi că Madeochian mi-a intrat în ochi? Ori copii de la de amici care decât te înjură sau se cupe mari. Aici da, am avut un cucui când era mai mic, da.